Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul niște cum? Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Dragii mei, frați și surori și prieteni ai Cuvântului, majoritatea explicațiilor cu privire la botez noi l-am avut astăzi în biserică. Acum, în mare, sumar, vreau să știți că acest botez simbolizează moartea omului vechi și învierea omului nou care trăiește spre Hristos pentru slava lui Dumnezeu. Atunci când va intra sub apă, va fi acoperit de apă, reprezintă moartea, adică el trebuie să fie mort față de fire, față de păcat, față de faptele vechi, de drăcuiel, de înjurături, de tradițiile țigănești care au fost în neam până acum, de tot ceea ce a fost rău. Și atunci când se ridică de sub apă, simbolizează învierea omului nou care trăiește împreună cu Hristos pentru faptele neprihănirii, în rugăciune, în curăție față de Dumnezeu, în posturi, în fapte neprihănite înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ajute la lucrul acesta. Amin. Botezul reprezintă în mod simbolic legământul omului cu Dumnezeu. Pentru toți care sunt aici și nu știu ceea ce noi facem, omul acesta încheie astăzi un legământ cu Dumnezeu. El renunță la viața trăită până acum fără Dumnezeu și vrea să trăiască o viață cu Dumnezeu. Domnul să-l ajute. În ortodoxie, copiii mici se întreabă, te lepezi de Satan? Și răspunde nașul în locul lui, da, mă lepăd. Dar copilul ăla mic nu poate să fie întrebat. Dar un om mare poate să fie întrebat și poate să hotărască singur. De asta noi îl întrebăm, te-ai lepădat de Satan? El zice că s-a lepădat. Și noi pe baza mărturiei lui. Domnul să-l ajute. Astăzi avem aici un candidat la botez. Avem pe fratele Istrate, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Ce vârstă ai? 66 de ani. Dumnezeu a avut milă și îndurare de el. A avut îndelungă răbdare ca să lucreze într-un timp minunat și să-l aducă la pocăință. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că a lăsat în altul cerul și a venit aici jos pe pământ ca să moară pentru noi omenire? Domnul să te binecuvânteze. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Foarte viață! Foarte bine! În continuare, vreau să-L întreb următoarele lucruri care l-am întrebat și pe mal. Te-ai lepădat de Satan și nu faptele neprihănite? Ești gata să urmezi faptele de neprihănire pe care ți le cere Domnul Iisus Hristos și să trăiești în ele toată viața? Și Nicol, am de telefonul de baza mărturiei tale. Cine se crede?